Eu, ca și artist vizual, mă bucur foarte mult de faptul că a apărut o nouă casă de licitație în România. Este vorba despre Vikart. E o nouă platformă de mediatizare a artelor vizuale. E un spațiu unde pot expune ca și artist contemporan alături de marea pleiadă de artiști ai României, care în general îi vezi pe simezele muzeelor, și anume Tonița, Baba, Băncilă, Grigorescu, și lista evident poate continua. E important ca artist contemporan să te vezi pe simeze alături de acești artiști și să conștientizezi care îți este locul în arta românească. E această licitație una pe o temă foarte interesantă de 1 iunie, și anume vârsta inocenței. Cred că fiecare artist are în opera sa lucrări dedicate acestei teme, vârsta inocenței, așa încât așteptăm să vedem această expoziție și acest spectacol, acest show al licitării pe online în această casă nouă de licitații Vikart.